Bună, prieteni! Astăzi pregătim un proiect foarte ingenios și gustos. Sam e plecat într-o drumeție, așa că vreau să-l surprind cu o înghețată. Acesta va fi meniul meu plin de bunătăți. Dar trebuie să fie vesel și colorat. Oh, exact ce-mi trebuia! Voi începe cu fursecurile. Acum să ne ocupăm de mâncare. Oh, ar fi trebuit să mănânc ceva înainte de DIY-ul ăsta. Mi-e foame! Fursecurile sunt gata. Acum voi desena căpșunile suculente. Zici că au fost culese recent, nu-i așa? Aceste cercuri vor fi felii de banane. Voi folosi diferite nuanțe de galben, ca să nu alunec pe ele. Înțelegeți? E o glumă cu banane! Acest mob este perfect pentru afine. Chiar ies în evidență! Wow! Asta va fi o mare petrecere fructată pentru Sam! Avem chiar și cireșe! Hai să facem fructul de kiwi suculent acum! O să avem multe opțiuni în acest meniu, o să fie minunat! Voi adăuga frunze de mentă și asta-i tot! Minunat! Acum trebuie doar să fac totul mai durabil! Iată o folie de plastic, acum e protejat împotriva lui Sam! Wow! E ca și cum aș fi fost la cumpărături! Dar nu am terminat încă, mai este încă mult de lucru! Orice bucătar bun are nevoie de un tocător din lemn! Și asta e plita fierbinte! Sunt cam simple, dar nu pentru mult timp! Trebuie să ne asigurăm că le ferim de Sam și apoi să le decupăm. Îmi place rezultatul? Acum pot pregăti toate ingredientele. Căpșunele merg aici. Mentă! Miroase bine! Îmi lasă gura apă. Astea sunt preferatele lui Sam. O să fie tare flămând după lunga lui drumeție cu Roger. Stația mea de clătită e pregătită, dar hai să-i dăm meniului un aspect nou. Wow, arată mult mai bine. Ok, hai să începem cu... Oh, salut, domnule urs! Ai vrea să încerci ceva din meniul meu? Da, vreau o clătită gustoasă cu de toate. E, ai noroc, vine imediat. Oh, și sos de ciocolată. Nu putem uita de el. Voi întinde aluatul de clătite pe plita fierbinte. Acum voi pune crema de alune. Miam! Sunt sigură că domnul urs o să fie încântat! Acum să adăugăm puțină frișcă! Merge bine cu crema de alune! Îmi gheorțe stomacul! Serios? Ăsta e un semn bun! Deci, acum avem nevoie de câteva felii de căpșună! Frumos! Punem feliile de căpșună! Acum rondelele de banană și câteva afine! Era sirop de ciocolată, nu? O să-l torn pe toată clătita. Miam! Ei bine, este aproape gata! Stai să o îndoi ca să nu cadă umplutura. Și o să o servesc în acest con. Domnul urs nu vrea lăbuțe murdare. Poftim! Arată uimitor! Mulțumesc, Sue! În continuare voi face... Bună! Am auzit că faci clătite delicioase! Dă-mi și mie una! Am poftă mare de dulciuri! Vreau cu frișcă, fursecuri și kiwi delicios! Și vreau și sirop de căpșune! Bine! Mai bine mă apuc de treabă! Să începem cu clătita! Perfect! Și o porție generoasă de frișcă! Niciodată nu e prea multă! Maimuța o să adore asta! E timpul pentru kiwi! Credeam că maimuțelor le plac mai mult bananele! Oh, trebuie să decojez mai întâi kiwi-ul!
Așa, urmează fursecurile crocante și o cireașă dulce deasupra. La final, sirop de căpșune. Sper că dentistul maimuței nu va afla despre asta. Nu vreau să am probleme. O să o pun într-un cornet. Ei bine, maimuța o să o adore. Oh, wow! Arată mai bine decât mi-am imaginat. Mersi, Sue! Niam, niam! A fost distractiv, dar vreau să fac altceva. Sam e mare fan al bomboanelor, așa că asta voi face. Trebuie să mă pregătesc. Am multe lucruri până se întoarce din plimbare. Ne apucăm de treabă. Asta e pentru bomboane. Ah, ia uite! Aceste inimioare sunt atât de drăguțe. Îmi dau un sentiment de bine. Sam o să le adore. Astea sunt mătrițele pentru bomboanele mele. Le voi pune chiar aici. Iu, chiuveta asta e grea. Realizarea bomboanelor pare un antrenament și te poți murdări, așa că o să-mi mențin bucătăria curată. Acest vas e ultima chestie. Asta înseamnă că e timpul să gătim. Mai întâi ne trebuie niște apă. E suficientă. Vai, atenție! Nu vreau să o vărs. Trebuie să o fierbem, așa că hai să creștem temperatura. Am pus ciocolată în pungi de ornat. Acestea merg în oală. Va trebui să așteptăm ca ciocolata să se topească. Nu a durat mult? Arată atât de bine! Aș putea să o mănânc chiar acum, dar trebuie să rezist. Trebuie să opresc aragazul. Nu uitați, e fierbinte! Asta e partea distractivă! Hai să turnăm ciocolata în forme! Voi pune bețișoarele de înghețată în bomboanele astea și voi aștepta să se întărească. Cred că sunt gata! E timpul să le punem pe farfurie! Wow! Par delicioase! Abia aștept să le guste Sam! Nu putem uita de astea! Mă simt ca un bucătar patiser francez! E super distractiv! Astea sunt gumate, lipicioase și crocante! Fix cum voiam! Am și niște forme de inimă și am planuri mari pentru ele! Un pic din acest tip de ciocolată! Acum acoperim totul cu ciocolată normală și netezim! Și adăugăm toppinguri! Merge mai bine decât mi-am imaginat! E visul oricărui dependent de ciocolată! Super! Oh, știu! Le voi pune într-o cutie. Ce idee minunată! O să arate special! Așa Sammy le poate încerca pe toate. Mă întreb care îi va plăcea cel mai mult. Ce vorbesc, o să-i placă toate. I-am scris și un bilet ca să-i arăt cât de mult țin la el. Am avut parte de cea mai mare aventură! Abia aștept să-ți povestesc totul! Stai să mă schimb! Mult mai bine! Sue, unde ești? Woohoo! Sam i-a ajuns acasă! Simt miros de bomboane? Da, Sam! Uite, ți-am pregătit ceva! Serios? Hai să vedem! Wow! Sfântă mozzarella! N-am mai fost așa de fericit! Ești minunată, Sue! Mă bucur că-ți place! Mulțumesc că ați fost alături de mine azi, prieteni! Abonați-vă și ne vedem curând!